Atâta pot să vă spun că vom avea un candidat în acest moment, atâta pot să vă anunț, și decizia despre persoana candidatului vom lua joia viitoare. Sunt convins că prin această decizie, prin aceste soluții adoptate astăzi în Consiliul Permanent, ceea ce noi am propus, dincolo de a reprezenta în coaliția de guvernământ interesele comunității maghiare, putem contribui la un dialog necesar și un dialog absolut important între majoritatea și minoritatea maghiară și nu numai, minoritățile naționale din România, și sunt convins că putem găsi și soluții corecte, soluții constructive pentru fiecare cetățean. Fiindcă maghiarii din România nu sunt dușmanii României, nu trebuie să te lupți în secolul 21 cu maghiarii în orice zi și în orice moment, și sunt oameni care în această